Pentru ce ați votat? Am votat cu încredere în România și în valorile românești. Am votat cu încredere că vom trimite în Parlamentul României o echipă de profesioniști care vor îmbunătăți un trai decent al tuturor românilor. Avem convingerea că data de astăzi va fi un moment de cotitură pentru întreaga Românie. Ne dorim ca capitalul românesc, tinerii care lucrează în străinătate, să rămână aici la noi, acasă, în România. PSD Alba a depus niște plângeri la poliție și la biroul electoral împotriva altui partid. Spuneți-ne puțin despre ce este vorba. Da, am constatat că ieri, deși legea interzicea, începând cu ora 7, distribuirea de materiale publicitare pe paginile de Facebook, contracandidații noștri au continuat această operațiune. Eu o consider ilegală și, drept urmare, va trebui să se ia măsurile legale de către organele competente. Totodată am constatat că s-au greșit ștampilele cu control preventiv în fiecare secție de vot, nerespectându-se legea în vigoare aici. Credem că prefectura trebuie să vă dea răspuns la aceste întrebări și am înțeles că s-a soluționat într-un mod și această contestație.